Le vin de la accizi. Din înlocuirea cizotelului. Cum am clasificat accizii? Cum pot fi clasificați accizii? Dacă nu au oxigen, se numesc hidracizi, așa? Și dacă au oxigen? Oxigenacizi. Bun. Hai să luăm un hidracid. Așa. Și un oxiacid. Bun. Dareș, vino te rog la tablă și înlocuiești hidrogenul cu un metal. Și la primul și la doilea. Să vedem ce obținem. Ia, te rog frumos să-ți scrii metalul cu altă culoare. Așa. Orice metal vrei tu. Natriu. Și clor. Bun. Și cum am zis că se vinea metalul? Bun. Asta în cazul în care avem de la un hidracid. Cealaltă categorie de acizi care au oxigen, cum se numesc? Înlocuiești hidrogenul cu un metal. Tot așa, iei metalul în cu altă culoare, pui ce metal. Și pune magneziu. Ia, treci iară la creion, că dacă nu stii cu la mieră, ăla e... În conform căreia știința este plictisitoare, în orele noastre de știință să știți că folosim foarte multe experimentele, de pentru care niciunul dintre copii nu cred că știința este plictisitoare. Am pus apă, miere, ulei, alcool sanitar și alcool tehnic. Și sau? Iar ele s-au despărțit una de alta. Care e cea mai densă dintre substanțele? Cea mai densă acolo? Dintre ele este mierea. Apoi? Apoi apa. Apoi? Uleiul. Nu, alcool sanitar, văd eu. Și apoi uleiul, din cea mai ușoară, nu? Și trei magneți. Prima dată punem un pol. Punem un magnet. Da, și apoi punem altul, care este... Sunt opuse, dar. Da. Așa. Ce se întâmplă? Plutește. De ce? Pentru că se resping polii. Da. Și apoi, din nou, o să pun un polopus. Polopus, ce se întâmplă? Tot plutește, indiferent de greutate. Înseamnă că... Noi vom experimenta forța magnetică. Avem nevoie de câteva corpuri magnetice și câteva corpuri metalice. Nu neapărat câteva de lemn pentru experimentare. După cum vedeți, magneții atrag metalele, dar lemnul nu. Considerăm proiectul Clubului Rotary ca o oportunitate extraordinară pentru școala noastră, pentru care le mulțumim. Sperăm ca elevii noștri să aducă premii, așa cum se spunea în sala clasei a patra, la fizică, chimie, să, de ce nu să fie viitori ingineri ai acestui oraș, chiar pornind de la lucrurile acestea foarte mărunte. Deci noi vă mulțumim, copiii sunt foarte bucuroși. Noi am considerat că dotarea unui laborator de știință este foarte importantă, tocmai pentru a lega învățarea teoretică de cea practică, ținând cont și de faptul că se reproșează învățământului nostru de astăzi că nu este legat de practică. Încă o dată vă mulțumim. Sperăm să onorăm proiectul dumneavoastră și să fiți mândri de ceea ce ați investit. Da, vă mulțumim. Clubul Rotary întotdeauna susține excelența. Noi ne implicăm în proiecte sociale, proiecte de învățământ, proiecte culturale. Anul acesta, tema Rotarii a fost învățământul. Astfel, în 4 noiembrie, am organizat balul de caritate. Am anunțat înainte toate organismele de învățământ la nivelul local și am propus un concurs de proiecte. Școala Avram Iancu a câștigat proiectul, a fost cel mai reușit dintre proiecte, membrii clubului l-au votat aproape în unanimitate, să zic așa. Și na, proiectul constă în dotarea unei a două săli de clasă, de fapt, cu tablă interactivă, cu echipamente de fizică, biologie, chimie,
unde vor studia elevii. Aproximativ, după cum a zis dumneavoastră, 700 de elevi vor studia. Le mulțumim celor de la Vram Iancu pentru profesionalism și le urăm succes. Anul viitor, să sperăm că o să mai fie alte proiecte și... Și vom fi prezenți. Și veți fi și dumneavoastră prezenți. Noi vrem să vă asigurăm că Clubul Rotary în continuare se va implica în programe de învățământ. Mulțumim! Este extraordinar că cineva se implică și în sprijin pentru copiii care doresc să învețe și își doresc să facă performanță. Mulțumim!